se asortează cu chelia. Eu o să mai am și o vestă, pentru că pur și simplu pătrățelele trebuie strânse. Mănânc să mă Vă rugăm frumos, poftiți, haide Roxana, haide. Roxana este colega mea, iar eu sunt gata, pregătit să-i îmbrac pe bunicii Evei. Bună, Cătălin! Bună, Roxana! Ai emoții? Să știi că am emoții și, de fapt, e foarte complicat asta să rămână între noi, să te ocupi, știi, adică te ocupi de ținuta ta, e în regulă, dar trebuie să te ocupi și de ținuta bunicilor, tata, socru, nu e bine așa croiul, nu e bine așa, ba așa, e generații peste generații. Tată de fată. Doamne ajută, dar haide să-ți fac cunoștință cu bunicii Evei, vrei? Da. Haide, vină încoace. Roxana, haide să îți prezint. Deci... aici îl avem pe domnul Filip Cezar, celebru Filip Cezar. Ce aș putea să-ți spun? Sunt copleșit astăzi. Astăzi sunt copleșit cu atâta prezențe, atâta vipuri. Da. Tocmai de aia, Roxana, să-ți fac cunoștință cu bunicii Evei, da? Da. Tatăl meu, venit de la Târgu Jiu. Roxana, sănătate. Am ales un costum albastru, nu? Albastru? Superb, superb. Eu zic că e un pic îndrăzneț, dar îl întinerește foarte, foarte mult. Deci o să fie îndrăzneț. Da, sunt deja tânăr, așa că nu se pune problemă. A zis că o să fie tânăr și a zis, dom'le, deja sunt tânăr, deci deja sunt tânăr. Mai trebuie să punem cravată. Și absolut va fi complet. Mergem mai departe, haideți să poftiți mai în față, socrul meu. Care are un Alexandru Mihai. Care are un costum în picățele, nu? Este ca la Las Vegas. Las Vegas, cămașa va fi neagră. Asta. Da, cămașa asta n-am, când am adus acum, urmează să mergem superb, după ea. Superb arătați. Superb. Mulțumesc. Nu că le-am făcut noi, dar... mulțumesc frumos! Am văzut în oglindă că-mi stă bine, mulțumesc! Pentru că am văzut că băieții erau siguri pe ei, am mers să vedem cum se descurcă fetele cu alegerea ținutelor. Andra împreună cu mama și soacra discutau de multe zile despre rochiile lor și a venit și ziua în care le puteau vedea terminate. Am ales... exact ce li se potrivește. Eu le-am recomandat ceva care să le avantajeze și să se simtă bine, nu trebuie să ținem cont de vreun trend sau de vreo culoare care se poartă. Cum sunt rochile? Rochile sunt foarte frumoase. Sunteți elegantă? Da, după cum mi-am dorit, mi-am găsit și materialul potrivit. Da, așa este. Și... da, așa este. Am emoții așa pentru botezul lui Eva, dar mă controlez. Da, va fi nu, foarte bine. Știi că e foarte bine să-ți arăți emoțiile. Adică e absolut o reacție normală. Se spune că bunicile își iubesc mai mult nepoții sau bunicii își iubesc în general mai mult nepoții. Eu am două mame și amândouă mame sunt foarte frumoase și n-am lăsat așa la voia întâmplării. Am făcut cu o echipă de specialiști, ca dovadă sunt aici de față cu noi. Mă refer la Irina și la Mirela care a creat, rochițele. Practic a trebuit să facem după stilul doamnelor, să ne adaptăm, pentru că asta era ideea. Au fost pretențioase? Nu au fost pretențioase mai mult decât este normal ca să, să se simtă avantajată, nu? Da, pentru că avem o vârstă avem o greutate și acum, tot timpul căutăm materialele pe care să ne facă puțin mai suple. Da. Și le-am găsit. Și modelul am găsit. Dacă n-a mai fost camera pe ea, imediat au venit vorbele. Da. Știi? Și acum le-a văzut iar să timorați așa. Mai luați camera, iar îi vin vorbele. Stați să vedeți mica ce o să spună. Prima nepoțică. Da, mi-am dorit-o foarte mult. Pentru ținut ați vrut ceva anume? Să-mi vină bine, să mă simt bine. Și să scoată ochii ăștia frumos și în evidență. Și într-adevăr, pe plac. A ieșit așa cum ați vrut? Mi-am dorit. La fel ca doamnele, Cătălin și cei doi bunici ai Evei au savurat fiecare clipă la proba de costume. Se asortează cu chelia. Când mă piaptăn, am zis așa, să nu mă țină aici. Așa. Adică e o poveste cu... înțelegi. Și eu când mănânc să mă aici e mai complicat, nu? Aici trebuie să... da. Frumoase costumele. Foarte frumoase. Și pentru David? Și pentru David, uite. A, credeai că nu? Credeai că nu m-am pregătit? Ia uite-l, pe David. Cezar, Filip,
A ales culoarea asta la veste pentru că așa am și eu sacoul. Dar unde e sacoul? Stai să vezi. Se asortează tata cu David, da? O să vedem acum. Acum, imaginile vorbesc. David va avea și papion. Clar, da. Și papion. David și papion, eu cravată. Eu papion sau cravată? Cravată. Eu cravată, tata cravată, socru cravată. Și suntem pregătiți. Acum nu știu cum se descurcă Andra dincolo cu bunicile, dar vedem. Noi ne-am făcut treaba de bărbați, nu? Eu o să mai am și o vestă, pentru că pur și simplu pătrățelele trebuie strânse. Nu? Vesta e corsetul bărbatului. Nu că aș avea nevoie, da. No. Mi-am propus pentru viitorul nostru, așa, de fete, când mergem pe la petreceri, să fim îmbrăcate la fel. Deci ăsta e visul meu. Când crește Eva mai mare, să ne îmbrăcăm amândouă la fel, să aibă rochițe ca lui mami. Dar acum ea e în centru atenției, nu vreau să fiu și eu. Adică ea este prințesa evenimentului și am făcut două rochițe foarte frumoase. Culmea e că eu am ales rochița de a merge până la biserică de undeva și nașa tot de acolo, din același loc. Doar că sunt diferite, sunt frumoase și abia aștept să o vedeți pe Eva. Ale mele nu sunt neapărat în ton cu tema, pentru că nu sunt eu îngerașul petrecerii, dar o să fiu o mamă tare drăguță după două luni de când am născut, o să arăt foarte frumos. Ai emoții? Da, acum când mai sunt 10 metri, ca să-mi zic ultima sută, mai e foarte puțin, am emoții. Cred că o să-mi scap de emoțiile astea abia după creștinarea fetiței. Când o să plecăm de la biserică spre petrecere, atunci o să zic, no, Doamne ajută, s-a întâmplat, fetița noastră e creștinată, totul e în regulă și acum putem să ne petrecem. Deja la patroace, singura grijă rămasă era organizarea petrecerii. De asta s-a ocupat tatăl Evei, iar familia avea de plină încredere în el. Munca mare îi revine lui Cătălin, ca de obicei. Noi am mai... Așteaptă bunicii mai noi, ziua de duminică. Mai invitați, mai suntem cu indicațiile. Trei indicații, da. Cele mai importante. Care o să le dăm? Da. Nu, le că... nu, că aude și poate se conformează. Atunci să-l punem în fața lucrurilor împlinite. Să fie frumos, să fie lumea mulțumită, invitații să fie mulțumiți și să fie petrecere. De data asta Eva e șeful, nu David. Ia să vedem ce îi spuneți lui David asta. Să vedem ce îi spuneți lui David. Roxana, să știi că o sună și pe Andra, să vedem cum se descurcă cu bunicile, dar am o problemă, Filip. Uite. Adică, înțelegi, eu chiar sunt fit, adică am slăbit. Am muncit acasă cu Eva. Am slăbit, dar stai să vedem, am muncit cu Eva, stai să o sunăm pe Andra să vedem cum se descurcă ea cu bunicile. Ba, uite aici ce scrie, vezi? Asta îmi place la prietenul Filip. E îți mulțumesc. Alo? Alo? Da? Mama lui Eva? Mama lui Eva și lui David. Sunteți în direct, aveți grijă ce vorbiți. Cum sunt bunicile, pregătirile? Noi suntem perfecți aici. Sunt emoționate, mult prea emoționate sunt bunicile, dar o să fie inevitabil, o să fie bine. Bine, hai că ne uităm ne uităm și la voi cum e. Deocamdată, Filip poate să zice cum suntem? Perfect. Foarte bine. Perfect. Ne mai provăm, ne mai uităm în oglinzi. Cum e? Excelent, excelent. Excelent, foarte bine, totul e perfect. Hai, te pupăm că avem treabă. Asta vreau să aud, vă pup tare, vă iubesc. Pa, hai că venim acolo la bunici. Și noi, pa. Pa. Să spuneți, vă mai amintiți de botezul lui Cătălin? Da, cum să nu, cu mare plăcere. Și mereu ne vedem albumele și le răsfoim și le revedem. Cu mare plăcere. Cum a fost? La superlativ. A fost foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Deci e firesc să avem emoții, mai ales fiind fetiță, așa cum v-am spus și anterior. Suntem emoționați. Dar sunt convins că organizator numărul 1 fiind Cătălin și cu Andra și ajutați de David, bineînțeles, așa, sper că va ieși foarte, foarte frumos. Și să-mi spuneți, vă mai doriți nepoți, da? 7. Fete, băieți? Indiferent. Andra, când a venit prima dată la Târgu Jiu, ne-a spus că va face 7 copii. 2 îi are. Încă 5. Promis când încă nu știam despre ce e vorba. Prima oară la Târgu Jiu. Nu știam în ce mă bag, 7 îți fac.
Hei, lasă, bine că nu m-am oprit la unul. Uite, frații mei au făcut numai câte un copil. Eu sunt singura, sunt mezina familiei și am făcut doi până acum. Să niciodată să nu spui niciodată. Duminică dimineața, ziua în care Eva Maria Ioana urma să primească taina botezului, mămica Andra și Ana Maria, nașa lui David și a Evei, au mers la un salon de specialitate pentru a se machia și coafa. Le-am găsit și acolo cu zâmbetul pe buze și gata pentru ziua cea mare. Acum am terminat machiajul, mai acum m-au... Ultimele retușuri. Așa, exact, ultimele retușuri, vezi? Ai dormit azi noapte? Nu am dormit foarte mult, pentru că am făcut la 3:30-4 dimineața, am terminat aranjatul meselor, mai mult Cătălin s-a ocupat de asta, dar l-am susținut. Am fost acolo lângă el, am pregătit hăinuțele pentru Eva, pentru David. Totul e pregătit? Totul e pregătit, absolut. Și tu strălucești? Tot. Da, mai puțin vremea. Nu, vremea nu strălucește, dar important e că în sufletele noastre e o mare bucurie și o emoție că astăzi se întâmplă minunea de a o creștina pe micuța noastră și asta e cel mai important pentru noi. Cei dragi sunt aproape de noi, familia, prietenii cei mai apropiați, ce poate să fie mai frumos. Da, că vine și soarele mâine, poi mine, nu-i problemă. Și oricum, luăm partea bună. Se zice că dacă plouă, știi ce se întâmplă? Ce ați ales ca machiaj? Ce? Domnul Alexandru Abagiu? Nimic în mod special. Adică este un machiaj pe care Andra îl poartă în mod normal. E machiajul care pe ea o face să se simtă bine. E un machiaj cald. Nu știu, e... Nu e nici foarte strident. E o fată foarte frumoasă care nu are nevoie de foarte mult machiaj și care emană frumusețe prin fiecare por, așa că mi-e foarte ușor să lucrez cu ea. Ce fain a fost asta! Doamne! Am încredere în ei și știu că... Acum o să zic ceva, o glumă pe care am făcut-o alături de Nașa, de Ane și de prietenele noastre. Le-am sunat și le-am zis, am făcut programări la Sorin și la Alex. Și că avem programări la împărăție. Deci mi s-a părut foarte chiar așa. Am stat relaxată. Și dimineața când m-am trezit, am văzut vremea de afară, zic, ce fac eu cu ploaia asta? Stai că mă coafează Sorin, e perfect, îmi stă părul indiferent. Coafiura rezistă. Hai să vorbim puțin și de păr. Ce-am ales? Păi noi avem așa o preferată și am mers pe un look destul de asimetric, rochia o să fie și asimetrică și atunci am decis și la păr să mergem la fel și am făcut un look destul de natural, bucle în principiu. Ești pregătită, Andra? Da, chiar sunt pregătită. Singura emoție este pentru momentul în care fetița o să fie pusă în cristelniță, deși e un moment magic și unic pentru mine ca și mamă, e un moment cu mare emoție. Mulțumesc frumos! Mare drag. O chemăm pe Nășica. Mie Nașa? Emoționată! De ce? Ei, cum să nu fiu emoționată? E prima fetiță pe care o botez, deși... Prima finuță? E prima finuță, da, să știți că da. Și sunt foarte emoționată pentru că, na, la fel ca și mama, am emoții în momentul băiței, în timpul slujbei. În schimb, cu siguranță ne vom descurca cu orice altceva. Emoțiile le strunim puțin mai greu. Ai fost pe la Eva ieri, azi? Oh, sigur, sunt de 2 zile aici, ne jucăm, ne distrăm, am fost la băiță, mă leac când doarme, toată ziua încerc să stau cât mai mult timp împreună cu ea. Ne-am pupat, ne-am giugiulit, na, e frumos, e frumos și să știți că ea este o finuță, sincer. Eva este o minunăție de copil. Cuminte? E cea mai cuminte. Cum ți-ai ales tu ținuta? Cum mi-am ales eu ținuta? Auleo! Cred că, în primul rând, m-am dus să fie pe ceva comod. Ceva comod pentru că este o zi foarte activă și trebuia să fie ceva ușor de purtat. În schimb, nu, m-am înțeles puțin cu Andra, cam ce culori poartă ea, cam ce culori port eu și cât de cât am încercat să ne coordonăm. Dar nu am pus accent foarte mult pe noi, ci mai mult pe micuța Eva. Și machiajul? Ei, machiajul e aici, specialistul Alex vă poate spune ce și cum. Eu m-am dus pe mâna lui 100%, i-am spus doar că vreau să arăt bine și de acolo încolo a fost mâna lui. Ce ai ales pentru Naș? E un machiaj la fel, extrem de light la capitolul ten, foarte luminos pentru că asta și-a dorit. I-am pus ochii în valoare și mă repet, am de face cu femei foarte frumoase, deci nu mi-e greu să fac lucrurile astea, e de la sine, știi cum e, pensulele lucrează singură în condiții atât de optime de lucru. Perfect, ești pregătită?
Sper că da. Foarte punctuală, la fix 3:30, familia a plecat spre biserică. Tăticul Cătălin a condus alaiul împreună cu nașul Arpad Pascani și cu fiul David, elegant ca un prinț și mereu pus pe glume. Am plecat să o creștinăm pe micuța Eva Maria Ioana. Suntem bărbații, nu? În mașină. Adică David cu nașul, cu Arpi. Și eu, iar în spate, cine e? Eva? Eva. Nașa, Ane. Nașa. Ane. Ane. Și mama. Și mama. Și Rona. Și Rona. Și unde mergem noi? Unde mergem? Nu mergem la? La... Mergem să o ducem pe Eva la biserică. Și pe la petrecere. Și după aia la petrecere. De fapt, el numai la petrecere, da, se gândea. Abia aștepți petrecere, așa-i? Da. Zi, David, vrei să dansezi toată noaptea? Promiți? Promiți. Facem o horă. O horă? Da. Ia uite, vom face și horă. Deci suntem pregătiți, suntem asortați. Arpi este și nașul lui David. Așa că acum Arpi mai ușor cu emoțiile, nu? La aceeași biserică mergem. Da, aceeași loc, aceeași eveniment. Adică, mă rog, un alt eveniment, dar la fel de frumos. Deja ne-am intrat în mână. Așa că ne pregătim să mergem la biserică să o creștinăm pe Eva. Dar fii atent, vreau să vorbim amândoi și să ne înțelegem. Vreau să fii cu minte, îmi promiți? Da. Zi, da. Da. Deci o să mă asculți. Tot în față mereu.